mare atenție la aceste două tipuri de BMW-uri. Mai exact, aceste BMW-uri cu aceste două tipuri de motorizări. BMW are două motorizări interesante. Cumva sunt ca niște capcane pentru șoareci. Ai o capcană, știi? Cu sigla BMW, știi? Prinde românul. Mașinile de astăzi, care vin cu foarte mulți cai putere, în special diesel, în special BMW, în special cele care au o putere litrică mare, adică o putere per litru foarte mare, adică 3 litri, 381 de cai, triturbo, ai o putere litrică de peste 125 de cai putere. E ca și când avea un motor de 1 litru diesel turbo de 125 de cai. Să ne aducem aminte că Alehașul nostru iubit și care ducea milionul de kilometri exploatat corect avea 1.9 capacitate, 1.9 litri și avea 90 de cai putere. Tai la jumate motorul, îi mai pui niște cai, mai tai și un cilindru și îți iese 1 litru turbo 125 de cai. Cam asta ar fi echivalentul, adică este o anomalie. Bun, deci avem un motor de 3 litri care este foarte forțat, care are nevoie de o atenție mare, întreținere, revizii frecvente, ulei bun. În niciun caz să nu-ți schimbi la 30.000 de kilometri, că 3 schimburi apuci. La al treilea e pa. Mai ales dacă vorbim de o mașină la mâna a doua, care a fost abuzată pe autostradă sau la care nu știi cum a fost exploatată, la care nu ai istoric de service. Așadar, la această mașină, la această motorizare, turbinele nenouțe te costă peste 9-10.000 de euro. La mâna a doua erau 10.000 de lei pe OLX acum un an, când m-am uitat eu. Acum prețurile probabil că sunt și mai mari, iar manopera la un dealer BMW cred eu că peste 400 de lei pe oră. E 200 de lei plus TVA la Toyota. Este 150 de lei plus TVA la un service multimarcă de Vâlcea obișnuit. Deci la reprezentanță BMW eu cred că e peste 500 de lei ora de manoperă. Să schimbi turbinele, să optimizezi, plătești multă manoperă, e nevoie și de știință, și de soft, și de calibrare, sunt foarte scumpe. Mașina e 12, 14, 16, 18 mii de euro și turbinele sunt peste 11 mii. Deci automat trebuie să ai mare, mare atenție când îți cumperi o astfel de mașină. A, că ți-o cumperi cu 30-35 de mii, are 40-50-60 de mii de kilometri, 2016-17, hai să zicem că merge. Îi schimbi uleiul mai des, ai grijă de ea, ar trebui să te țină încă 100 de mii. Dar să-ți cumperi o astfel de motorizare cu peste 200-250.000 de kilometri la un preț foarte mic, să te bucuri, mama, am făcut afacere, îți dau maxim un an până încep problemele. Asta este primul tip de motorizare care necesită mare atenție, pentru că implică costuri extrem de mari pe care românul de rând nu și le va permite. Sunt mulți oameni care au 10-15.000, vor o mașină, se uită pe net, o văd pe asta cu 380 de cai, bă, o vreau pe asta, frate, că fuge de rupe. E ca o capcană, repet, e ca o capcană de șoareci, unde șoarecele e românul. Bam, știi, și capcana este cu sigla BMW. Știi? Asta e una. A doua este cea cu două turbine, care, din nou, am o cunoștință care a cumpărat o astfel de mașină. La 110.000, 106.000 de kilometri s-a calat motorul. Era în mers, era pe Valea Oltului și verdictul a fost unul foarte simplu. Lipsă ungere sau ungere proastă. Ungere proastă pentru că a folosit un ulei BMW original pe care îl schimba la 30.000 de kilometri în contextul în care el mergea agresiv. O pornea, pac, blană, 30.000 de kilometri, ulei BMW. Deci sunt trei lucruri făcute greșit. Uleiul BMW original e un ulei mediu, adică îl schimbi la 30.000 dacă mergi frumos extraurban în Germania, drumuri lungi, porniri puține. Nu în România, porniri multe, mers agresiv. Asta 1. 2. Nu schimbe un astfel de ulei la 30.000 în România. Îl schimbi la 15.000, chiar 10.000 dacă știi că merge agresiv. Și 3. Probabil că a mers destul de agresiv și când era motorul rece. Deci dacă pornești motorul la rece și te pui buf direct sport, până la urmă, cam orice ulei bagi, nu va fi bine. În orice caz, uleiul BMW este genul de ulei pe care l-aș ține în motor maxim 10.000 de kilometri. E un ulei ieftin, e un ulei care dacă este foarte, un ulei dacă e foarte ieftin automat, nu are un ulei de bază calitativ, are o aditivare superficială cât să corespundă normelor de bază și cam atât.
Deci uleiul BMW, dacă îl pun în laborator cot la cot cu încă 3 mărci de ulei, toate cele 3 mărci de ulei vor ieși mai bune la teste decât uleiul BMW original. Mai ales după 10.000 de kilometri. Adică am curaj să fac proba asta. Fără probleme. Mă rog, pot să bag și la mine în BMW-ul meu și cred că așa o să și fac. Să bag un ulei BMW, să-l țin, nu știu, 7.000 de kilometri și să bag în alt BMW sau tot în același BMW un alt ulei cu aceeași muscozitate, să vadă că după 7.000 de kilometri au degradări diferite. Nu denigrez uleiul BMW. Vreau ca lumea să înțeleagă că nu e un ulei gândit pentru a-l ține în motor, pentru traficul în care conduci în România, pentru exploatarea din România, să-l ții 30.000 de kilometri motor. Mare greșeală. Se ține 10, maxim 15.000 de kilometri. Și în exploatare normală. Ai mers agresiv, 10.000 de kilometri. Mergi super agresiv și numai în oraș, 7.000 de kilometri. Mergi super agresiv, îl ții 30.000, pa motor. Cam despre asta e vorba. Nu este doar părerea mea, adică puteți să căutați în multe locuri să vedeți că ceea ce spun cam așa este. Mi-ar plăcea însă să fac și niște probe autorizate, adică să iau niște mostre, să le trimit la un laborator de test ulei care se află la Ploiești, autorizat, licențiat, cu totul omologat, să vă arăt că cam ăla e adevărul. În fine, cu alte cuvinte, aceste motorizări despre care vă vorbesc, 3000 triturbo, 3000 biturbo, sunt niște motorizări care prin construcția lor au nevoie de o ungere bună. Nu neapărat că sunt motorizări proaste. Sunt niște motorizări complicate, sunt niște motorizări complexe, care îți oferă putere, demaraj, performanță. Dar, când spui performanță, spui am nevoie de un ulei top. Am nevoie de ungere maximă în orice condiții. Dacă ai nevoie de ungere maximă în orice condiții, nu vii cu un ulei slab. Sau dacă vii cu un ulei mai slab, îl schimbi mai des. Se aplică același lucru și la motorizările turbobenzină, dar să știți că motorizările turbobenzină în 6 cilindri, ăla de 340 de cai, nu mai știu ce cod motorul de B, cât e, care s-a pus pe Toyota Supra, pe Z4, pe, cred că pe M-uri, pe M240, aia este o motorizare foarte reușită din ce m-am documentat eu. Primele motorizări 3306 cai, 320 de cai au fost așa, cel puțin prima de 306 cai a fost mai problematică, dar astea noi ar fi super bune. În schimb cele diesel mai sensibile. Așa că aș avea mare grijă când îmi cumpăr un 640D, un 740D, un X5 40D, un X5 550D sau 50D sau cum e trecut în performance, 3000 triturbo. Nici nu mai vorbesc de seria 7 un pic mai nou, care vine cu 4 turbine, 400 de cai, tot din 3 litri. Deci mai au să pun încă 2 turbine și scot o turbină pe cilindru, știi? 6 cilindri, 6 turbine. Nu m-ar mira. Sunt de părere că decât să te ultra mega complici cu astfel de motorizări, mai bine treci pe benzină hibrid sau pe electric și renunți la diesel. Aștept părerea voastră, sunt curios dacă e cineva care deține aceste modele, ce părere aveți voi despre ele. Ne vedem în următoarele episoade.